Câteva luni în plin scandal sexual. Italia se află de câteva luni în plin scandal sexual, al cărui protagonist este chiar premierul Silvio Berlusconi. Ioana Vișan a plecat în Italia în 2006, direct la sora ei la Milano. Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, Maria fusese una dintre cele mai cunoscute dame de companie din peninsulă, până când s-a căsătorit cu un italian bogat. Cert este că avea cunoștințele necesare pentru a o introduce și pe Ioana în cercurile înalte, doritoare de distracție. Așa ar fi ajuns tânăra în apropierea lui Berlusconi, sau mai bine spus în apropierea lui Gianpaolo Tarantini, afaceristul italian de la care au pornit dezvăluirile incendiare legate de viața intimă a lui Berlusconi. Cercetat pentru proxenetism, Tarantini a făcut o listă lungă cu numele damelor de companie plasate la petrecerile premierului. Berlusconi este împotriva tuturor, respinge acuzațiile care îi se aduc, spune că este victima unei înscenări și declară că este cel mai bun premier al Italiei din ultimii 150 de ani. Cert este că tânăra argeșancă nu a dus-o deloc rău în ultimii 2 ani, i-ar fi trimis bani omului pe care îl iubea, un român din același oraș cu ea, cam 70.000 de euro. Potrivit Cancan, tânăra a avut parte de vacanțe de lux pe iahturile bogătașilor pe coasta de Azur, iar în primăvară a intrat și în lumea televiziunii, ca prezentatoarea unui program dedicat copiilor. Acasă, în România, sunt puțini cei care mai știu ceva despre Ioana. O știe toată lumea din ziar, ceea ce nu aveam nici unde să știu sau unde dea mie raportul. Cine e și ce a făcut. Bravo ei! Ce să spun mai mult? Dacă au ajuns italienii să aprecieze chiar așa românii și româncele... Deci zic că puteai tu să reușești. În urmă cu câteva luni, un manechin italian a dezvăluit faptul că la petrecerile orgii organizate la reședințele lui Berlusconi veneau și românci.